Salutări și bine ați venit la peplus.ro, unica platformă video din România cu informații în domeniul ospitalității. Doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu vreți să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. În ultimii ani, tot mai mulți artiști și sportivi intră în domeniul ospitalității prin diverse activități. Unii reușesc să le transforme în afaceri chiar foarte bănoase, iar alții le închid după ceva timp. Cert este, în schimb, că domeniul este extrem de atractiv pentru acest tip de investitori. Iar astăzi o prezentăm câteva dintre ultimele apariții ale binomului Show Business Hospitalitate. Primul pe listă este Smiley, cântărețul, compozitorul, antreprenorul, prezentatorul și multitalentatul artist și a deschis club de live, chiar în încinta fabricii Faur, la parterul clădirii unde se află de asemenea și HaHaHa -ha -ha Production. Clubul se numește All Live, iar Smiley declară că este un proiect independent de HaHaHa, -ha -ha. Scopul spațiului este de a încuraja și de a sprijini arta de la teatru la muzică și expoziții, lucruri noi și vechi, muzică și creativitate. Un alt nume sonor ce a intrat în ospitalitate este Simona Halep. Simona a investit într-un complex hotelier care se ridică în partea de nord de la stațiunii Mamaia. În plus, de asemenea, deține și o cafenea, SH Cafe, situată pe strada Mie cel Bătrân, unde parte de faleța cazinoului din Constanța. Deși nu este direct implicată în managementul cafenelei, Simona rămâne o investitoare. Un alt nume cunoscut, de care sigur ați auzit și cu siguranță familiar cu Horeca, este chiar Florin Călinescu, ce își deschide încă un restaurant. Restaurantul se va deschide în locația fostului restaurant Kiselev. Aparent, conceptul este de teatru cu cină, concept popular în Occident, dar mai puțin apreciat pe plan local. Totuși cu aportul lui Florin Călinescu există șanse mari de popularizare a sistemului. Al treilea pe listă este Dani Oțel, ce deschide The Grill în nordul capitalei, alături de Damian Marian, restaurantul și în promisiunea celor doi pentru calitate, oferind evident o notă alternativă în nordul capitalei pentru masă. Tema și conceptul locației este fusion sud-american, cu accent pe cultura grătarilor argentiniene și pentru că au avut autenticitate, cei doi au ajuns chiar să și construiască propriul grătar și asado. Iar asta înseamnă că The Grill este cam singurul loc unde puteți mânca vită ca în Argentina, asta pe o rază de câteva sute de kilometri. Suntem curioși dacă ați ajuns la unele locațiile menționate și dacă da, cum a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele episoade.